Accidentul a avut loc în jurul orei 12 în zona Păsărica, de la apa sărată, în imediată apropiere a stației Peco. Potrivit martorilor, șoferul unui autoturism Ford, care se deplasa dinspre Pitești spre Câmpul Lung, a încercat la un moment dat să evite impactul cu o altă mașină aflată în fața sa, al cărei conducător auto a frânat brusc. A tras de volan stânga și a intrat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism Logan, care circula regulamentar. Ambele autoturisme au fost serios avariate, iar șoferul vinovat de producerea accidentului a acuzat dureri în zona pieptului și a fost nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului, dar și gradul de vinovăție al persoanelor implicate.